Vrem să călătorim în aceste clipe, poate în copilăria altor copii, cei care mai îmbracă straie populare, își iau instrumentele sau clopoței în mână și pleacă să colinde. Haideți să vedem unde am prins noi în această seară cete de colindători. Vă mai reamintiți de Crăciunul de altă dată, când prin troienele de zăpadă mergeau cetele de colindători și urători pentru a vă aduce magia sărbătorilor de iarnă? Dacă în unele localități din Moldova s-au mai pierdut aceste tradiții, uite că la Orhei am găsit o ceată care încă mai merge cu colindul din casă în casă. Ei își doresc să transmită astfel feieria Crăciunului, dar și să-și îndemne la fapte bune pe cei care primesc cu drag. Vreau să încălzesc sufletul oamenilor ca să fie mai darnici, să primească pe toți în casă. Să simtă sufletul iubirii, al dragostii, să se simtă pe Dumnezeu că îl iubesc. Prin aceste obiceiuri ne aducem aminte de cum a fost, cum s-a născut Iisus Hristos și vestim nașterea Domnului. Mie îmi place să merg cu colindații, deci, deoarece este un obicei de mătrâni. Este foarte frumos și pentru că copiii trebuie să pătrundă de acest sentiment a sărbătorilor. Gazdele mereu îi așteaptă cu drag în fiecare an, căci anume așa se pot teleporta în trecut pe vremea când și ei mergeau cu colindatul. Nu trece niciun an ca să nu împodobim casa frumos pentru sărbători și ne pregătim de sărbătorile Sfinte de Crăciun. Tot timpul așteptăm colindătorii. Casa neurată și necolindată se socoate că nu are noroc tot anul. Este o bucurie, o căldură în suflet. Îndată ce veți copilașii frumoși, binevoitori, cântă. Deci este o căldură în suflet și este o bucurie. Datorită acestor copii, suntem siguri că obiceiurile și tradițiile lăsate de strămoșii noștri nu vor fi lăsate uitării și chiar dacă nu ne putem bucura de zăpadă, magia Crăciunului oricum va ajunge mai aproape de noi. Sărbători fericite!